Eu sunt Motorider, iar astăzi ne aflăm într-un nou format cu un nou episod la primul review de pe acest canal. De data asta începem cu ceva mai ușor, și anume cu cizmele pe care deja le avem și părerea mea sinceră și review-ul complet despre aceste cizme. Ei bine, astăzi avem aici, lângă noi, cizmele sună telefonul. Da, iubire. Ah, ok. Filmez. Ah, iartă-mă, te pup, te iubesc, pa. Și eu te iubesc, pupi, pa. Ei bine, aceste cizme, numite cizme TCX Airwire Surround Gore-Tex, sunt cizme moto pentru touring impermeabile și respirabile, perfecte pentru plimbările în afara orașului, indiferent de anotimp sau vreme. Asta datorită membranei pe care o are, și o să vă povestesc imediat despre câte membrane și ce tehnologie au aceste cizme. Și de ce spun că sunt bune? Eu le-am testat, până acum am fost de 2 ori pe circuit cu ele. Sunt potrivite pentru țara noastră, pentru că noi nu avem o climă stabilă. Gen, noi avem 4 anotimpuri, nu e tot timpul cald sau tot timpul rece la noi. Și din acest considerent pot spune că aceste cizme sunt perfecte pentru România, pentru că poți merge atât timp cât este și cald, cât și rece. De ce? O să vedeți imediat de ce. Acestea sunt foarte respirabile, fără a compromite impermeabilitatea. Adică, piciorul îți respiră foarte bine, nu-ți transpiră piciorul în aceste cizme, dar în același timp nu lasă apa să intre în interiorul lor ca să te uzi. Umiditatea și căldura sunt conduse atât prin partea superioară, pe aici, cât și prin partea inferioară, prin straturile Gore-Tex. O să vedeți puțin mai târziu vreo 4-5 straturi în această talpă subțirică, într-o rețea de ventilație, de acolo fiind evacuate prin fantele existente în talpă. Și vedeți voi aceste fante în lateralul cizmelor, pe aici este evacuată. Sunt foarte confortabile și conferă un grad mare de protecție și de siguranță atât de necesară în sportul pe 2 roți. Multiple panouri elastice amplasate atât în partea din față, cât și pe partea din spate, oferă o libertate de mișcare sportivă, dar și de touring, sau te simți în libertate în momentul în care porți aceste cizme. Te simți și în siguranță, dar îți oferă și o foarte mare mobilitate în momentul în care ieși pe motocicletă. Nu sunt ca acele cizme de MotoGP să-ți limiteze mișcările și să-ți dea foarte multă siguranță. De ce? În domeniul cizmelor, în momentul în care vrei să fii foarte sigur, mobilitatea scade. Cu cât mobilitatea crește, cu atât siguranța scade. Protecțiile sunt prezente atât la nivelul călcâielor, cât și al degetelor și al gleznelor. De ce? Pentru că acestea sunt cele mai sensibile în momentul în care vine vorba de un accident. Aici mă refer doar la partea de jos a piciorului, referitor doar la cizme. Acestea sunt întărite pentru a avea mult mai multă siguranță în momentul unui accident. De ce? Pentru că în momentul în care motocicleta vine peste cizmă, aici este o întăritură și ne ține glezna să nu fie lovită de motor. Este o întăritură aici foarte bună, atât în partea din spate, cât și în partea din față. Iar tot aici în față, în dreptul schimbătorului, ai o întăritură din microfibră, aici aceasta delimitată de această cusătură, pentru a proteja gheata de o uzură prematură cauzată de schimbătorul de viteze. Închiderea și deschiderea acestei ghete se face pur și simplu cu ajutorul dublului velcro. Avem o prindere în partea superioară și o prindere în partea inferioară. După care putem să tragem, să lărgim această gaură și să introducem sau să scoatem piciorul cu o mare, mare lenjeritate. Prinderea este foarte bună și foarte sigură. Asta este testată și de către mine. Și
în momentul în care vrei să fii sigur, ți-o strângi mai tare, iar piciorul este strâns și ținut în siguranță. Talpa cu tehnologia Gore-Tex Surround este fabricată din cauciuc termoplastic, rezistent la uzură și oferă stabilitate pe toate suprafețele. Eu nu am alunecat cu aceste cizme nici pe ploaie, nici pe asfalt uscat, pe nicio suprafață. Este foarte aderente și îți conferă o priză foarte bună pe scărițe, astfel încât tot timpul tu să te simți în siguranță. Talpa prezentă pe această cizmă, și aici mă refer doar la aceste două bucăți, sunt de fapt aici în interiorul tălpii, sunt 4 secțiuni, fiecare diferită față de cealaltă, fiecare cu un alt scop față de cealaltă. O să vă las și linkul în descriere ca să vedeți mai pe larg toată descrierea acestui produs și despre tot ce poate să facă această cizmă. Mie unuia mi-a oferit siguranță până acum. Am avut 2 intrări pe circuit, m-am simțit super lejer cu ele. Într-adevăr, nu sunt cizme de circuit, dar le-am dus la extrem ca să văd cum reacționează și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Atât pe căldură, pentru că nu mi-a transpirat piciorul, atât și pe frig noaptea, n-am avut absolut nicio problemă. Și pe circuit, în momentul în care efortul este mare, transpiri și piciorul trebuie să respire. Nici acolo n-am avut o problemă. O singură chestie am să spun celor de la TCX este că puteau totuși să mai vină cu încă un model de culoare la aceste cizme, dar e perfect și pe negru, pentru că majoritatea, ați văzut, căutăm echipament pe negru, ceea ce nu prea este indicat în oraș, că nu ești bine văzut noaptea, dar are inclusiv o parte reflectorizantă în spate ca să poți să fii văzut din spate. Atât cu acest review de astăzi, vă mulțumesc că ați stat și v-ați uitat la acest episod. Le mulțumesc și celor de la Moto Emotion pentru că au făcut posibil acest review și pentru aceste cizme. Eu sunt Motorider, iar până data viitoare, Motorider pentru tine, numai bine! Pa!